Jandarmii împreună cu superiorilor s-au prezentat la centru pentru a dona puțin din sângele lor în favoarea persoanelor aflate în nevoie. Consideră că acesta este un gest de normalitate și îndeamnă și celelalte instituții să se implice în vederea conștientizării cetățenilor cu privire la importanța donării de sânge. Militarii au intrat rând pe rând și au fost testați de către medici, au completat formulare și au răspuns la o serie de întrebări pentru a fi siguri că sunt buni donatori. Curajoși din fire, jandarmii nu au leșinat la vederea acului. Se simt mândri că îi pot ajuta pe cei care au nevoie de tratament transfuzional și consideră că mediatizarea ajută populația să înțeleagă că este nevoie permanentă de sânge. Activitatea medicilor este mult mai complexă decât pare. Astfel, sângele care se colectează este procesat într-o diversitate de 6-8 tipuri diferite de componente sanguine și asta pentru a putea răspunde solicitărilor zilnice ale celor 13 spitale din județul Constanța. Centrul de recoltare are nevoie de minim 50 de donatori pe zi. Campania se desfășoară în zilele de 20, 21, 24, 25 și 26 noiembrie, între orele 12:30 și 15:30. Oamenii sunt așteptați însă zilnic pentru a dona sânge, fiindcă vor avea ca beneficiu câteva avantaje materiale, dar și gândul că au ajutat suflete care merită să trăiască.